în NATO preocuparea, de exemplu, Rusiei, să spun, pentru ceea ce se întâmplă în NATO, ține de interoperabilitate. În ce măsură această alianță informală NATO poate acționa? La 12 și un sfert în nord sunt norvegienii, francezii sunt la Mediterana, românii unde sunt la Oraia. Astea toate sunt detalii care în mod normal ajung la fiecare unitate românească. Și să nu vă, cum să spun, să nu ne deruteze faptul că ele sunt subofițeri. În armata română, dar poți să fii subofițer, dar să ai acces la, cifru, la cabinetul nu știu cărui generalului, da, 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 care te simpatizează. Ești un băiat tânăr, las că e aghiotantul meu. Costele, pune și mie asta în fișet. Deci să nu ne luăm... Sunt subofițeri care au... Ornisul la noi dă, îți dă acces la informații. Și accesul ăsta este și el de mai multe feluri. Poți să ai acces la informații confidențiale. Domnul ministru știe, ați avut certificat Ornis. Informații confidențiale, informații strict secrete și... Există un al treilea eșalon, cosmic, mi se pare că se numește, sunt informații la care au acces puțini oameni din Alianța Nord-Atlantică. Poate fi un subofițer care să aibă foarte ușor certificat Ornis și să aibă acces la informații strict secrete, fără probleme. Le reamintim telespectatorilor, un subofițer din cadrul Ministerului Apărării, Achim Floricel, este acuzat de trădare prin transmitere de secrete, în timp ce un cetățean bulgar, aflăm acum, dar care lucra în serviciul unui stat nealiat, deci nu al Bulgariei, îl cheamă Zikolov Marinov, este acuzat de spionaj. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Sunt aici să investighez inovația greu de crezut de la Ariel, care nu doar curăță, ci și protejează rufele împotriva petelor viitoare de tip granulat. Cum se poate? La spălare, fibrele devin aspre, iar petele se fixează în interior. Dar noul Ariel Prozim 7 netezește fibrele, iar petele nu se mai fixează în țesătură și se îndepărtează mai ușor. O să vă arăt. Voi șterge o bicicletă ruginită cu haina mea spălată anterior cu Ariel Prozim 7. Vedeți? Chiar și pete dificile ca rugina nu se mai fixează în țesătură, deși clătesc doar cu apă. Extraordinar, m-ați convins! Noul Ariel Prozim 7 îndepărtează petele și protejează împotriva lor. Curățenie impecabilă și protecție împotriva petelor. O simplă plimbare la Germanos surprinde stilul în cele mai mici detalii. Acum cu ultra-elegantul telefon Samsung U600, cel mai subțire telefon cu clapetă glisantă, dotat cu cameră foto de 3,2 megapixeli, fotografiez cu stil imagini de înaltă calitate. Ia-ți-l acum la incredibilul preț de numai 1 leu, împreună cu abonamentele Cosmote Full Option. Pentru telefoane cu stil, fă o plimbare la Germanos. Cremos. Noul iaurt fin, cremos. Bucăți de ciocolată îl dorești până la ultima picătură. Noile Cremoso Stracciatella și Cremoso Cocos. Cu doar 6.000 de euro pot întrerupe meciul Dinamo Steaua. Am dat 100.000 de euro pe prezervative și am atins 500.000 de femei. Lunar dau 500.000 de euro numai pe telefoane. Dacă vrei să ai puterea lor, vino la școala de media. Media School te face mare. www.mediaschool.ro. E timpul să-ți folosești banii inteligent. Fii responsabil. Finanțe personale te ajută să-ți protejezi economiile și să-ți realizezi inteligent investițiile. În fiecare săptămână la The Money Channel, vineri de la ora 17:15 cu Andreea Iatagan. Emisiune prezentată de Millennium Bank. Millennium Bank. Viața ne inspiră. Nu pot să cred. Iar am părul încărcat. Poate că nu folosești balsamul potrivit. Încearcă acum balsamul Wash & Go cu formula light, care nu îți încarcă părul și îi menține volumul. Balsam Light Wash & Go. Pentru volum minunat. Dom'le, m-am hotărât să mai reduc din cheltuieli. Strici bor mașina, o plătești. Lași lumina aprinsă, plătești. Așa nu se mai poate. Domne, dumneata știi cât mă costă pe mine tavanul ăsta? Nu, dar eu n-am. Nu mă interesează, domne, plătești. Încerci să reduci din cheltuieli? Cu noul abonament bancar poți tăia mult din costurile tranzacțiilor lunare. Banca Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Îl
exemplu, jeni pe Crin Antonescu cu toată forța pe care o am, atât pentru a câștiga funcția de președinte al PNL, cât mai ales pentru competiția care va urma pentru funcția de președinte al României. Filialele nu pot decide în favoarea unui candidat sau un altul, pentru că votul la congres este dat de delegații. Și totuși, domnule Cioroianu, filialele PNL trec de la Călin la Crin. Spun colegii noștri de la Cotidian. Ei, bun, acum nu știu de unde ați tras dumneavoastră concluzia asta. Sunt i-au și numărat. Titluri. Au numărat. Din 1362 de delegați, 517 ar fi pentru domnul Crin Antonescu. Eu vreau să nu mă pronunț, pentru că nu mai conduc nicio filială în momentul ăsta. Nu, lucrurile sunt foarte echilibrate, chiar dureros de echilibrate în PNL și au fost întotdeauna. Poziționările pe care le vedeți, ele sunt normale, dar sunt grăitoare pentru șefii de filială de cele mai multe ori. Pentru că sunt șef de filială care poate doresc să candideze în congres pentru o funcție sau alta. La nivelul oamenilor care votează, să știți că la liberal cel puțin nu prea le pot spune X sau Y. Vă contrazic. Fiecare aici total, pe, vă contrazic, pe, pentru pe că am fost colegi în PNL și știu foarte bine ce s-a întâmplat la congres când a fost ales domnul Tăriceanu. Ei, ce cel puțin cazul filialei Iași. Dar ce s-a întâmplat? Domnul Relu Fenechiu și-a ales 40 de vașnici colegi care au votat tot ce le-a spus domnul Fenechiu, obligându-se să-și arate buletinul de vot. Deci nu mă explicați, eu am încercat la PNL, atunci... Ca la PNL, ce spune grupana de la Iași, iese președinte la PNL. Eu am în birou permanent, am rugat să fiu acolo, a fost la toate congresele de fuziune și tocmai la acest congres n-a fost acceptat. Eu cu renegații nu por polemici acum, ce ar fi să vă aduc aminte cum era când era bine sau ce facem. Nu, nu, nu. Eu vă spun că m-ați exclus congres din PNL, ca să fie clar. Nu v-am exclus eu niciodată, din punctul meu de vedere, puteți să veniți oricând. Eu am trecut printr-un congres, n-am dat un telefon și m-am bazat pe votul celor care m-au ales vicepreședinte în 2007. Vicepreședinte, n-am candidat la președinție. Cine ar putea să fie contracandidatul liberal al lui Traian Băsescu? Doamnă, toți liberalii se bucură că noi avem acum o competiție internă. Toți liberalii ar vrea să avem un candidat liberal la președinție, dar în același timp toți liberalii plus alții din această țară și-ar dori să scăpăm de Traian Băsescu. Deci asta este logica după care probabil se va desena toamna politică. Vă bazați pe dumneavoastră înși vă sau așteptați de la PSD izbăvirea? Nu mă refer la PSD, mă refer că, din păcate, am ajuns în situația, vorbesc noi ca țară, nu noi ca liberali. Noi ne-am dorit să avem un candidat liberal, asta e foarte clar și toate declarațiile colegilor mei merg în direcția asta. Dar în același timp vă spun deschis, nu avem de-a face cu un președinte cu un bilanț mulțumitor după 5 ani de zile, drept care, că ar fi independent, că ar fi liberal, că ar fi un om care să-l susținem și noi liberalii, toate trei variantele intră în calcul. Cristi Pătrășoniu, toate discuțiile astea sunt sideways, sunt pe lângă. Președintele Traian Băsescu, pentru a fi reales, are nevoie de mai mulți alegători decât îi poate oferi PDL-ul. Ce face pentru asta? Și cultivă. De pildă, încearcă să decupeze o nișă rămasă goală în momentul ăsta în Ardeal și în Secuime. Un politician profesionist e dator să bage în capul, în mintea unui alegător, 5-6 idei mari, să zicem, cârlig, cu care să-și agațe electoratul. 3 e suficient. Poate 3 este suficient. Când a vorbit în repetate rânduri despre faptul că România nu permite autonomie teritorială, Traian Băsescu n-a spus o noutate, ca să zic așa. A vorbit, de pildă, în interpretarea mea, pentru oamenii rămași fără stăpân, fără conducător spiritual, fără reprezentant politic în Ardeal, între altele. Înainte, tema asta, de pildă, era acontată de Vadim Tudor sau de alți lideri naționaliști. Partitura asta poate să fie, dacă vreți, unul dintre cârligele pe care și le construiește din timp un politician profesionist, cum fără discuție este Traian Băsescu. Mai poate evolua și pe alte nișe, mai sunt și alte zone pe care sunt sigur că le studiază și le prepară în momentul ăsta Traian Băsescu și probabil și analiza și corect, dacă îmi dați voie, noi discutăm în limbaj de partid aici, de parcă toți membrii de partid, care nu sunt atât de mulți cât declară în general partidele, merg în colonați. Păi n-ați spus dumneavoastră, stați puțin, nu, eu vreau să vă contrazic exact în ceea ce spuneți. Merg în colonat, dumneavoastră v-ați afirmat în numele tuturor liberalilor.
Eu cred că există în PDL oameni care poate nu o să-l voteze pe președintele Traian Băsescu, cum cred că există în PNL oameni care îl vor vota. Ați auzit pe ministrul Culturii, e o plașcă pentru PDL Traian Băsescu, noroc a fost Traian Băsescu ca să putem să facem o treabă. Nu, a expus o expunere corectă pentru că a fost, într-adevăr, aici nimeni nu poate să nege, nici dumneavoastră din mass media nu puteți nega o realitate, că președintele a fost...